apelăm la Bălți. A doua capitală a Republicii Moldova. Bună dimineața, ne aflăm la curtea de apel Bălți. Iată, vedem și prima încălcare aici la curtea de apel, fiindcă la orele 11 cu cine suntem noi, domnul Roșiuc, nu este în listă. Domnilor de la curtea de apel, nu aveți pentru lumină sau pentru ce? Ca să puneți totuși lista asta aici. Puneți rod, vieță în roade, fiindcă nu am putut găsi unde persoana asta. Parcă ne-am modernizat, să numești, sau curtea de apel Bălți încă e în urmă în Uniunea Sovietică. Iată aici, în sala numărul 5, se va petrece ședința închisă aceștor trei domni care au primit câte 9 ani. Iată, stăm de jumate de oră aici, doamna de la intrare, ca la dispecerat informații, principalul a lăsat lumina plătită de noi. Totul pe masă, tot se numește la lucru. Trebuie să primească vreo 12.000, cel puțin. Ne-a modernizat, se numește. Curte de apel Bălți. La curte de apel Bălți pot servi apă. Te mira. Ați văzut fântâna de afară, cum este închis și la curte de apel, vedeți? Niciun pahar, lumea retrăiește aici, iesă să bei un pahar de apă, nu au. Așa arată camera oficiu cu o vocață gratis. Nici unul nu găsiți. Curte de apel Bălți. N-ați fost 40 de minute și amul nu m-ați intrat o secundă și iar vă duceți. Puteți să-mi spuneți? Am luat la șcantil și... Poftim? Am luat la șcantil. Da, dar ați lăsat, eu uitați-vă, lumina arde, tot banii noștri personal se cheltuiesc. Așa își trebuiește? Poftim? Eu de 40 de minute am stat aici chiar special, că am vrut o informație, nici o informație. La cine să mă adrezez? Eu de m-am găsit persoanele, dar văd că pe tablou nu e afișat, pe cine așteptam noi de mai mult al taxi, să mergem în altă parte, datorită dumneavoastră, că sunt stați pe loc aici, nu dați informații. Eu, domnule, nu stau numai pe loc aici, eu umblu, doar eu dau. Da, dar scrieți măcar o foiță aici, ați spus telefonul, este lumina aprinsă, știu acolo, gata, sunteți la lucru? Cât îmi interesează, cât primiți leapa dumneavoastră? Bine, intrăm atunci la domnul șef. Am întrebat de doamnele de acolo și-o spus că numai aici la informație. Președintele unde stă? Tu nu aveți dreptul la președinte. Mi-a spus la treilea etaj, dar noi tot e cu cipul. Adică de ce n-am dreptul? Lunea e audiență, dacă doriți de la ora 10 până la ora. Noi ne-am scris lunea. Lunea aceasta noi nu lucrăm. Dar de ce nu lucrați? E sărbătoare. Uh-huh. Dar se poate de aici sunt bine lui. Luați-o sută în anticamere și vorbiți, domnișoara, este acolo. Păi că nici telefonul nu vă Dar nu-i masă acum. Nu, masă la noi de la oară 1. Ne aflăm la curte de apel Bălți împreună cu aceste doamne. Vă rog să vă prezentați. Grușciuc Raisa. Grușciuc Raisa și doamna? Mireuța. Da. Ce v-a adus la curtea de apel? Pentru noi ne-a dus la curte de apel că vrem să facă dreptate pentru copii. Și-o adun chiși de 2 ani și ceva și nimeni nu ne ascultă, nimeni nu... Nu îmi faci nicio dreptate, unii nu ne aduce lui. Și vrem atâta, dreptate să fac, nu să facă copiii degeaba. Eu și înțeleg, totuși, ei au primit, fiindcă au vrut să desfac, să deschidă un automat de ăsta care cu bani, cum mai corect se spune, dar n-au luat niciun leuț, așa? Da, corect. Totuși au primit toți trei. Toți trei. Câte 9 ani. 9 ani.
Unii fur miliarde și au primit 9 ani. De aici oamenii nu au luat niciun leuț. Da, totuși trebuie pedepsiți pentru ce au făcut, dar nu așa, cum s-ar spune, jostcă. Da, noi suntem de acord că și pedepsiți, dar într-adevăr să arăt că se ie, dar n-avem tot expertiza curată, nu nimic, dar copiii au venit de acasă și au măjit și au luat cum au măjit pe noi de acasă. De acasă au venit și au luat multă dimineață. Cazul mai detailat este, noi am făcut un reportaj audio acolo cu dumneavoastră, ați povestit, totuși care interesa vor privi, totuși ce speranță aveți? Speranță să facă dreptate, așa și băiețul, să facă dreptate, nu știu de ziua. Noi și ne-am consultat cu niște avocați și dumnealor trebuie să primească undeva cel mai rău caz, undeva vreo 60-65 de mii amendă, dar nu puși la închisoare pe 9 ani. Mai ales că 2 ani jumate deja au făcut. Toți 3 sau numai unul închis? Toți 3. Chiar că nu s-au scăzut tot. Pentru dumneavoastră e fiul? Fiul, da. Așa, pentru dumneavoastră tot fiul? Fiul, da. O, și-a tineri și-a viață? Mama, nu, este, dar... N-am avut niciodată neculegie, n-am avut, nu avut... Dar până la moment nu a fost ceva să aibă cu legea? Furturi, cât de mici, nu, da? N-am avut. A dumneavoastră tot n-au avut. Că băieți se mai certau, că... Ai de certuri acum... Da, dar și cu legele la... Dacă se ceartă invitații la noi, la scandal cu Borodachi. Cam o să știm, da. Eu vă doresc totuși rezistență, fiindcă emoțional când stați acolo, mai ales că ședința este închisă. Și nu vă pierdeți cu firea, că nu sunteți dumneavoastră ultimele care suferiți. Dar sperăm până la urmă că o să fie lege din partea noastră. Mai ales că am văzut deja aici multe încălcări și judecători s-au început, dar foii încoace încolo, singur ați observat, da, of, este de la Curaj TV. Da, da. Nu, nici la ședință închisă nu o să filmăm. O să ne spuneți dumneavoastră pe urmă ce a fost, ce s-a hotărât. Bine. Succes. La sângerii tot a fost mult, că nu s-au dat la multe... Ședințul nu mi s-a dat voie, tot făceam te deci, dar nu spune din aici, ca și închis, că nu știu, nici avocatul nu știu eu. Și făceam te deci. Totuși motivul aici este, voi spune că dumnealor au explodat, totuși pentru asta, dar așa am înțeles că undeva până la 2 ani trebuie să le dea, dar nu 9. Să vedem ce spune legea. Doamna, care doamna Cristina le-a scăzut cereu mai mult. De 9 ani, la legea, până la numesc, nu sunt minun. Le-a scăzut, că atunci le-a dat 9 ani și ceva, dar le-a cerut 14-15 ani. Într-o băluță, la noștri 14, dar o băluță, ca nu s-a scălit 15. Eu nu sunt avocat, dar undeva pe banditism este așa o parte din lege. Cred că aceea s-a aplicat mai degrabă decât cei ce s-o... Să vedem. Sperăm. La bine. Iată așa, anticamera, 303. Nu știu cum vedeți. Principalul la președinte apă este... Dar tot, fără pahare. Domnilor din Europa, dați-ne și pahare. La ziua, spate. Dacă nu președintele, măcar vicepreședintele. Eu sunt Valentin Borodachi de la Curaj TV. Am câteva întrebări, spate. Mulțumesc. Am privința. Bravo, vă uitați cu președintele. Vă stimăm. Iată jos, lumea atât are trăiește. Pentru ce retrăiește? Dar la judecată nu retrăiește orice om când iese de la judecată. Înțelegeam! Eu și eu când mă duc la procurator tot retrăiesc. Da, și cum vă uitați la asta că niciun pahar de apă de acolo ca serviș nu-i? Dar la președinte este sus. Noi avem și... grefă care răspunde. Poftim? Iată, eu m-am întrebat-o pe doamna de jos, care 40 de minute am așteptat-o, lumina arde peste tot locul, cum spune, și de pe rețele sociale, ea ca la dumneavoastră, măcar nu stați pe rețele. Cum vă uitați așa, când Europa ne-a sponsorizat, atâta bani au investit aici și persoanele nu se atârnă serios de lucru? Nu credeți că trebuie
înlocuit cu altcineva? Cine trebuie să fie înlocuit? Chiar domnișoara de jos, acolo, de la dispecerat. Chiar am stat, am fixat... Eu nu pot să vă spun, dumneavoastră, ce este jos, să știu... În toată dimineața apă se verifică la culere. Eu zic că eu n-am grijă de apă. Păi, dar dumneavoastră spuneți că nu este niciun pahar cu apă. Nici un pahar, nici... E că să vă spun sincer, eu atât am blând, mi s-a uscat și mie în... Păi care era problema? Că nu era apă sau nu erau pahare? Nu, nici apă, nici pahare. Și jos la fântână, acolo, tot e închis, încă e fermat. O să vedeți pe Curaj TV. Totuși, este un responsabil aici de apă, de toate aceste ori? Păi eu de ce vă zic, este grefa principală care grefiera. Se ocupă, pe grefa se numește. Grefa, aha, nu cunosc așa în termen. Bine. Se ocupă de toate chestiile respective. Cum vă zice dumneavoastră, că nici nu vă întrebă? Păi ați venit așa, de supărată. Dar păi așa suntem noi. O să vă servesc un pahar cu acma. Numai decât mulțumesc mult. Da. Pentru cafea o să vă plătesc. Bine. Când toată lumea... Domnul Parte, ce vă văd în față? Să dea vacile la cereadă, ăsta îi strămădea acolo și pentru ei asta era mesagerul. În noi lumea când se duce piața, acolo discută cu cereadă. De mult activați așa. Cum activezi? Vreo 10 ani aici. Activezi la Curtea de Apel din 2008. Bravo. Cam îngăcit vă 10 ani. După stilul învățșerii. Nu știu, ați chemat doamna asta ca să... Am chemat doamna ca să vă spună ce este cu apa și cu paharele. Ne interesați, iată, lumea este aici la... Nu, m-am prezentat în Valentin la Curaj TV. Ju ești, o femeie, eu spus că chiar mi se duce limba în fundul cerigurii, cum spune. Nu-i niciun pahar de apă acolo, nici ară fântâna stăcată acolo, aici jos nici un pahar, pentru ce-o dat europenii bani? Cine e responsabil? Dumneavoastră? Dacă vă chemat pe dumneavoastră? Probabil că s-o fi nu terminat, am și punem. Nu, principalul la președinte este apă, dar tot pahare nu-s. Păi am spus și eu că în toată dimineața se verifică, culerele se aprovizionează, cum suntem de dimineață, eu înțeleg că lucrătorul dumneavoastră și aparață, dar de dragă dimineață. Încălcare. Păi acum nu-i de dimineață, acum dăm 11. Da, dar de dimineață noi am venit și nu era nimic. Spuneam, nu e o problemă. Bine. Probabil că nu s-a pus. Nu, că acolo nici apă nu. Iată, noi am venit aici la... Iată, nu vi condamnați pentru că au spart un aparat cu bani, n-au luat niciun leu și au fost condamnați la 9 ani. Nu vi se pare cam e dureros? Eu nu pot să mă dau cu părere despre cazul. Da, așa, fără ca să fiți noastră judecătoare, așa chiar ca un om civil. Păi nu pot să mă dau cu părerea nici din funcția de judecător, nici în funcția de cetățean, dat fiind faptul că nu... Da, dar eu uitați-vă, nu vreau să spun nume, dar care stau acum în închisoare, au furat milioane, miliarde și au primit 9 ani, dar băieții ăștia nu m-au spart, n-au luat niciun... Da, eu înțeleg că-i vinoveți, dar parcă îmi pare că 9 ani e prea mult. Deci noi avem un penal care stabilește pedepsele și stabilește și calificarea infracțiunilor. Chiar nu pot să mă dau cu părerea nici ce ține de 9 ani, nici de 15 ani. Mai mult ca atât că dosarul este în examinare, dumneavoastră spuneți, se examinează în procedură închisă, în ședințe. Sunt judecători care o să apese probele și o să dea soluții pe caz. Iată camera aceea de jos, camera avocaților, n-am văzut niciun avocat, ci e sigrată. Deci este vestiar acolo, avocații, dat fiind faptul că conform legislației avocații sunt obligați să se prezinte la ședințele de judecată în robe, în mante, li s-a oferit camera respectivă, deci vin și schimbă vestimentația, îmbracă robele și se prezintă în instanța de judecată cu vestimentația respectivă. Da, iată, fiindcă ați spus de vestimentație, totodată m-am uitat... acolo stau și fac și cunoștință cu dosarele, deci avocații au voie să facă cunoștință cu dosarele, ei vin de la caz la caz.
solicită dosar. Ați spus despre vestimentație. Iată, la intrare la dumneavoastră, la curtea de apel, acolo stă o inscripție, am atras atenție, păi nu, toți atrag atenție. În șortici, cum spune noi, vorbim așa, nu se dă voie. Poate omul așa are stil, de grabă să scrie acolo cu păr mare, nu se dă voie în, la curtea de apel. Deci, asta nu vă pare că e o discriminare? Deci, haideți să nu ne dăm după paravanul ăsta de discriminări. Curtea de apel este o instituție de stat unde sunt anumite reguli, chiar consider că în niște pantaloni mai scurți... Da, dar iată, eu nu știm de exemplu și am venit azi în pantaloni scurți, măcar că sunt în lung. Dar totuși omul, dacă s-a pornit de acasă și a venit aici, trebuie undeva să schimbe, dar sau să duc la un magazin să cumpere. Bine, asta o întrebare provocatoare, așa, mă scuzați. Vă mulțumesc totuși sunt că mi-ați primit. Sunt și pantaloni scurți care sunt mai jos de genunchi, sunt și pantaloni scurți. Care sunt așa. Scurți, deci este așa aici. Dar nu vă pare că parcă tot ca într-o biserică, într-am de grabă, femeile se trebuiesc îmbrobodiți între bărbați, poate pantalonii să nu fie așa cum să arăte dinainte ca un curcan. Deci discuția noastră a început de la vestimentația avocaților, este lege ce ține de vestimentație, deopotrivă și judecătorii trebuie să meargă în vestimentație. În ședințele de judecată, de asemenea și procurorii sunt obligați să poartă aceeași vestimentație. Așa că noi discuția am pornit-o de aici și aici o finisăm, fiindcă atât procurorii, avocații și judecători, mai mult ca atât și grefierile la noi au tot vestimentație specială care trebuie să ne prezentăm. Și ultima întrebare, așa provocatoare, asta la dumneavoastră e halotnă rujă? Nu, sau deci de făcut unghiile. Respectiv nu este nici de făcut unghiile, dar este de despachetat coletele. Da, dar așa era când am intrat, zic, Doamne, trebuie cu bodyguardul să intră. Bine, vă mulțumim. Voastră faceți haze, iată așa, libertate în exprimare. Astăzi am pus la vicepreședintele Curții de Apel Bălț. Iată m-am emoționat și eu, că am un președinte, vicepreședinte alături. Să mulțumim noi cei curajoși de la curaj de vă. Ne-am plimbat chiar și prin prejurul mesei la doamna vicepreședinte a Curții de Apel, o doamnă foarte stimătoare. Dar, vă rog, nu nimeriți pe aici. Mă tem și eu să nimeriți. La Curaj TV, apa a fost pusă deja peste 5 minute după convorbirea noastră cu vicepreședintele. Bravo, reacția este.